Salut și bine te-am găsit la încă un episod din Opanic. Astăzi pentru tine Tiger 131 este la vânzare la un preț de doar 2000 de gold. Ei bine, ce aș putea spune despre acest frumos tanculeț este că, din câte știu eu, este singurul tank Tiger operațional din lume. Este undeva la un muzeu în Anglia și în fiecare an, o dată de două ori, iasă pe porți și se plimbe pe acolo prin parc să-l vadă lumea, să se fotografieze și să-l filmeze cum funcționează acest tanculeț. Da, este un tank Tiger 1 din al doilea război mondial, iar la noi pe joc, să știi, este extrem de asemănător, ca să nu spun identic cu alte tanculețe, dar o să intrăm în amănunte să facem comparație puțin mai încolo. Deocamdată, hai să vedem, prețul nu-l pot comenta, 2000 de gold, așa ca un... Da și nu, mult și puțin, nu știu ce să zic, un pic am piperat, nu prea merită așa mult gold, dar dacă nu ai Tiger în garaj de tier 7, ăsta s-ar putea să-ți placă pentru că este un tier mai mic și este foarte asemănător cu alte două tankuri. Acest bundle iarăși e interesant. La 8000 de gold poți să iei acest Tiger de care îți spuneam, Panther 8.8, un tank tot german de tier 8, care, mă rog, e un mediu mai ciudățel, a tot primit buff-uri pentru buff peste buff pentru că e cam slăbuț, nu știu dacă merită acum bănuții. Și Panther M10, un tank foarte vechi la care nu s-a cam umblat cam de mult. Și toate trei le primești la 8000 de gold. S-ar putea să fie această ofertă mai tentantă decât să cumpere singurele aceste tânculețe. Ei bine, hai să vedem în primul și în primul rând ca și aspect, să știi, mie îmi place foarte mult, are un camuflaj unic pe el, deci nu pot să-i schimb, după cum vezi, nu pot să-i schimb camuflajul. Este un camuflaj frumos, clasic, cât se poate de realist. Ca și upgrade-ul, să știi, are o țeavă de tier 8, turele de 6, motor de 7 și șenile sunt de 6, deci este un lucru deocamdată pozitiv. Hai să intrăm pe parametrii care ne oferă cei de la Blitz Hangar. Am făcut acele setări ca și pe joc și hai să vedem. Ca și HP stă relativ bine, 1150 de puncte. View range-ul este 200, aproape 270, este ok. Ca putere de foc are AP, APCR și High Explosive. Ca și DPM stă foarte, foarte bine, aproape 2000 DPM pe AP. Penetrarea este 150, este slăbuță. Pentru un tank heavy de tier 6 este cam slăbuță. Damage-ul este de 220 și din păcate, shell velocity este doar de 1000 de metri pe secundă. Asta folosim supercharge. Dacă nu ai folosit supercharge, atunci ar cădea la 773. Asta înseamnă că tu, dacă nu folosești supercharge și folosești enhanced gunline drive, atunci tu va trebui să-ți folosești tankul ăsta strict la distanță mică și cel mult medie. Dar eu te sfătuiesc să folosești acest supercharge inclusiv pentru penetrare care se poate cu distanță, după cum vezi, este 5% sau sare la 10 dacă nu folosești supercharge. Ca și calibru 88 și încarcă la 6,82 de 6 secunde 82 la cum am setat eu cu gunrammer-ul. De asemenea, pe muniția Gold are APCR, mie îmi place această muniție, trece prin obiecte, space armor și mai departe. Are o penetrare de 200, ceea ce este foarte proastă. Foarte, foarte proastă. Să știi, vei avea probleme să penetrezi la releul frontal în lower plate, upper plate și în turelă. De asta trebuie să ochezi spoturile dacă va fi necesar. Damage-ul este de 190, iar shell velocity de 1256. Penetrarea care se poate cu distanța 625 sare la 13 secunde, aproape 12,5, 12,5 dacă nu folosești, repet, supercharge. Iar pe muniția high explosive aici ai o penetrare bunicică, 44. Deci ai ceva proiectile de acest fel echipate pe tank, pentru că vei avea destul de multe tankuri care le poți penetra cu 44. Damage-ul este de 270 și shell velocity 1005 ca și la AP. Ia să vedem. Ca și calitatea electronului, să știi, turnul are calități bune, calități nemțești. Are un basic aim time de 2,11, ceea ce este ok pentru un tank heavy. Dispersia este de 0,35, ca măricică. Dispersia când tankul se mișcă, se rotește mai departe, stă bine tankul, după cum vezi, iar alinamentul său față de target stă bine și el. Are o depresie de atunului de 8 grade și o elevare de 15, deci poți să folosești pe majoritatea terenurilor pe care le întâlnești.
Tunela se învârte cu 24 de grade pe secundă, ca mobilitate, tancul are 50 și, să zice, 5-7 de tone, deci destul de greuț. Ca și viteză are 40 cu fața, 12 cu spatele, este ok și el. În schimb, aici are cam foarte puțin cai putere pe tonă. Ai grijă, nu te băga în apă cu acest tank, că vei rămâne efectiv blocat doar cu 5-6 grade. Oh, Doamne, cai putere pe tonă, foarte, foarte greu se mișcă, deci va de accelera, vei ajunge la acest 40 de km pe oră, puțin cam târziu. Traversa, în schimb, se mișcă bine între 19 și 34 de grade pe secundă, ceea ce este ok pentru, chiar și pentru un tank mediu, aceste calități pe care le are. Ca și consilmă nu prea putem vorbi pentru că ești un tank heavy, nu cred că vei sta în tufe cu acest tanculeț. Și să vedem, jocul ne recomandă două, site-ul ne recomandă două tactici, anume long range sniping, pentru că ai un tun de relativ bună calitate, deși dispersul este un pic cămăricică și el velocity nu este fenomenal, dar dacă asta ne recomandă, să sperăm că va fi ok. Și unul vs 1 brawling, tot așa average. Hai să vedem și pe Armor Inspector. Tânculețul cam așa arată din perspectiva lui VK36. Arată destul de ușor penetrabil, sincer, deci nu cred că vei încasa prea multe bounce-uri de la un tank care este cam de talia ta. Deci tu vei încasa mai multe bounce-uri de la tankuri ori mai mici, în tier heavy, ori dacă nu, de la medii și light. Cam atât, nu te poți aștepta să primești bounce-uri de la tankuri de tier 7 deloc, iar de la tier 6 heavy, așa și așa, nu prea. Nici pe lateral, s-a liniștit, nici în spate. Totuși am văzut că sunt mă pierd aici în butoane, modulele tankului, să știi. Sunt la fel ca și cele de la Tiger, au amoracul pe partea laterală, sub turelă, atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă. În partea frontală ai un motor, unul din motoare și în spate mai ai încă unul, două rezervoare pe partea din spate și membrii echipajului, ca de obicei, 2-3 în turelă și în față, driverul și cu radio operator sau ceva, așa. Da, deci să ai grijă, nu sta foarte mult expus cu lateralul. Cine va pune un auto-aim și va trage în tine, s-ar putea să te arunce în aer. Tankurile nemțești sunt renumite pentru treaba asta, de asta eu te sfătuiesc să folosești ca și provizii protetic kit-ul care te mai salvează de lovirea de module. De asemenea, eu folosesc Defense System Plus la echipament, tot așa pentru a nu fi aruncat în aer prea des. Și mai este încă o comparație de făcut, cât se poate de rapidă, între Tiger 131, VK36 și Icebreaker, care din punctul meu de vedere sunt cam același tanculeț. Aceeași penetrare, 150, același damage, 220. Singurul lucru care diferă puțin este vorba de încărcarea pe care Tiger-ul tău o are, puțin, puțin mai rapidă, de 7,25 în loc de 7,6 cât au celelalte două. Deci, ca urmare, câștigi undeva la 100, 100 de DPM pe minut. Pe partea de gold, premium muniție gold, este același lucru și pe high explosiv de asemenea. Tankul, iarăși, diferență absolut insignifiantă, foarte, foarte mică diferență este la dispersia când tankul se mișcă, deci nu putem vorbi mare lucru despre ea. În schimb, aici, să știi, la VK36 câștigă la viteză și la cai putere pe tonă, după cum vezi, stă bine, chiar foarte bine, cu 26% are o viteză mai mare, are 51 de km pe oră, în schimb, Tiger-ul 131 doar 40. Cai putere pe tonă, camuflajul puțin mai prost, dar repet, asta nu prea influențează tankul tău heavy. Cred că eficientul este de 145%, ceea ce este ok. Iarăși, la armură, să știi, diferențele sunt foarte, foarte mici, foarte mici, deci nu are rost să, nu știu ce să zic, cam același lucru. Ce m-a uimit pe mine, uitându-mă pe aceste statistici, este că acest tanculeț, din păcate, are un hit rate absolut execrabil, 48,69%, ceea ce este uimitor de prost. Deci asta înseamnă că cine joacă acest tanculeț, ori nu joacă bine, ori, nu știu. Hai să încercăm. Deci asta ca să vezi și variantele. Tiger 131 în primul și în primul rând, la acest preț de 2000 de gold, dacă e să-l cumperi, îl cumperi pentru un faptul că este destul de rar întâlnit pe joc. Și după cum vezi, 500 de jucători,
600, deci nu se joacă foarte multă lume acest stânculeț. Aia să vedem, hai să punem un joc în counter și hai să-i dăm drumul. Da, este un tank rar, nu știu dacă l-aș folosi neapărat la turneu. Sincer, este foarte asemănător cu VK36. Problema este că eu, în comparație pe care am făcut-o, am folosit țeava mare. Iar la turneu, dacă nu știi, Tigerul VK36, după părerea mea, este mai bună țeava mică. Ca urmare, aș recomanda să folosești acea țeavă la turneu. Încarcă mai repede, are o penetrare mai bună, dispersie bună și mai bună și așa mai departe. Dar dacă folosești țeava mare, atunci asta ar fi o alternativă, vei face mai multe clinite cu acest stânculeț. Dacă nu-ți faci primul, dacă nu-i dai la VK36-ul tău să-l faci premium și atunci va avea un clinic eficient de 163%, deci mai bun decât acest Tiger. Da, ia să vedem prima și cred că singura hartă pe care o să joc, este vorba de Mainz. Putem să mergem chiar și pe Delușor cu acest stânculeț. La Turelă avem doar inamici de tier 6 și ceva de 5, da, 2 de 5 e ok. Deci nu avem ghinionul, o să fim direct în tier 7. Și hai să vedem dacă putem juca la Turelă. După cum ai văzut, singurul punct care ar fi ok, în care să stai este să sare doar Turela, să te miști față sparte ca această cupolă pe care o vezi tu să nu fie ușor penetrată. Și cam asta ar fi. 8 grade de presie îmi permite să stau aici. Din păcate primul shot nu cu penetrare, în schimb am încasat eu un shot aici. Da. Cred că mi-a trecut spotul. Ia să vedem dacă prindem această Matilda. Aiming time-ul este, după cum ai văzut, nu extraordinar, 2-11. Primul când s-a dus, ia așa, type, da, nu, cred că mai este și un tank destroyer acolo, cel puțin unul, unde este acel type. Ia să vedem dacă reușim să trecem, în spate la colegii noștri. Uite că sunt gura așa gluma, ok. Bun, a căzut, ia să vedem tankul destroyer care era în bază. Sună alarma, ia să vedem. După cum vezi, m-a penetrat fără probleme direct în lower plane, m-a penetrat fără nicio problemă pentru că tankul este slăbuț. Ok. Încă un shot, ia să vedem dacă reușim să scoatem, să facem și al doilea kill. Fost lovit de acel BLT 09000 și mai suntem 2 vs 4, deci după cum vezi o tură cam pierdută. Încerc cumva să stau un side-scrape să nu pot fi penetrat. Din păcate am fost. Nu știu ce să zic, cam ușor penetrabil tânculețul și cu toate astea nu știu ce să zic, nu-l joc constant, îl am tânculețul, mie îmi place, nu este ceva absolut deosebit. Dar dacă nu ai altă alternativă, dacă nu ai VK36 sau Icebreaker care un pic sunt tankuri mai bunicele, atunci da, poți să iei acest tânculeț și să te distrezi pe câmpul de bătălie. Pentru turneu nu prea. Pentru turneu nu prea, pentru că acolo fiecare diferență, să știi, contează. VK36-le este mai micuț, după cum vezi, stai să vedem dacă putem să-l și selectăm.
VK36, după cum este mult mai îngust, deci ești un target mult mai mic. Eu folosesc și țeava asta mică pe el. Icebreaker-ul este mare, dar în față are cam 10% mai mult armură, 110, este și înclinat, are și chestiile astea aici, s-ar putea să primești mult mai multe bounce-uri decât în acest lower plate. Deci pentru turneu nu, pentru distracție și pentru colecționarii care vreau să aibă acest înculeț în garaj, merită. Acestea fiind spuse, sper că ți-a plăcut mini review-ul acesta. Din păcate, jocul nu a fost cel mai minunat, asta este, nu sunt eu cel mai bun jucător, dar sper că te-am făcut să înțelegi puțin despre tănculeț, cum se joacă, încearcă să joci în side scrape, dacă se poate să nu-ți ales upper plate-ul, lower plate-ul, joacă mult la turele dacă poți, dacă ai depresie, side scrape și cam atât. Stai cu echipa, te poți folosi de DPM-ul bun pe care îl are tânculețul. Din păcate, părți negative este faptul că nu are penetrare foarte bună și ca urmare va trebui să folosești ceva muniție gold, iar armura este așa și așa, nu foarte strălucită. Acestea fiind spuse, sper că informațiile de astăzi s-au prins bine și sper să te descurci cât se poate de bine, mult mai bine decât m-am descurcat eu în acest tânculeț Tiger 131. Îți doresc o zi cât se poate de frumoasă. Salut!